pregătesc. Ok, bună seara. Avem plăcerea să-l avem pentru a doua prelegere consecutivă de profesorul John H. Walton, în cadrul didactic la Wheaton College. Dumnealui are o preocupare destul de veche cu modul în care se citesc textele biblice în contextul în care au fost scrise, cu referire mai ales la contextul literar, pentru că mi-a venit place să facă studii comparative de felul acesta. Materialul care l-am văzut ieri și va continua cu el astăzi este practic o sinteză a cărții publicate în 2009, intitulată Lumea pierdută a Genezei 1, cosmologia antică și dezbateri cu privire la origini, dar dumnealui a revenit cu un material mult mai sofisticat sau academic într-o carte care a publicat anul trecut, pe care a tot așteptat să ajungă și încă la anul noi. Și din ea va face, la ea va face apel puțin și în seara aceasta. Deci îi spunem bun venit profesorului Walton și așteptăm să vedem ce se mai întâmplă în opinia dânsului în capitolul 2 din Geneza, așa cum ne-am promis. Well, let's continue from last night. Deci continuăm cu ce am povestit seara trecută. Last night I offered the first part of my proposal, which concerned a functional focus in Genesis 1. Când am apucat să facem prima parte a tezei, cum că Genesis 1 trebuie să o privim ca o focalizare pe funcție. You'll recall that I suggested that Genesis 1 was intended as an account of functional origins rather than an account of material origins. Vă aduceți aminte că am subliniat faptul că Geneza 1 ar trebui să fie văzută ca o relatare despre funcții și nu o relatare despre originea materiei, despre originea funcțiilor și nu despre originea materiei. I proposed that, like many cosmology accounts in the ancient world, it was an account of bringing order to the cosmos. Asemenea altor cosmologii existente descoperite din lumea antică, am zis că și Geneza 1 este o cosmologie care pune accent pe ordine. Though in our world we're more inclined to think about origins in material terms because of science. Pe când în lumea noastră, din cauza științei, noi ne gândim la originea lumii de maniera care știința ne sugerează, originea materiei. In the ancient world, they were more inclined to think about the origin story than told about order coming about. Pe când lumea antică accentua aspectul ordinii atunci când vorbea despre originea lumii. And so I suggested that in Genesis 1 we do not have that building of the house story. We have the story of making the house a home. De aceea, pe baza unei ilustrații care am dat-o, am sugerat că în Geneza 1 nu avem o relatare despre cum a fost originată, produsă casa, ci despre cum a fost transformată casa într-un cămin. And I contend that this is how the Israelite author and audience would have understood it. Și am pretins că exact asta ar fi înțeles și audiența izraelită atunci când ar fi citit acest text. That is true, it represents the most serious reading of the text that we can possibly do. Dacă e așa, atunci aceasta presupune cea mai serioasă citire, lectură a cărții, pe cât noi suntem în stare să o facem. And the authority of the text would be attached to that story, not some other story that we might. Autoritatea textului ar proveni atunci tocmai din această înțelegere și nu dintr-o înțelegere pe care noi vrem să o impunem textului venind din afară. Science is interested in the house story. Știința este preocupată de cum a fost făcută casa. If the Bible is more interested in the home story, it is not offering a conflicting idea. Dacă Biblia este preocupată de cum a fost originat căminul, aceste două relatări n-ar trebui să intre în conflict. That's as far as we got last night. Până aici am ajuns seara trecută. So we're now ready to put the next piece in place. Așa că acum suntem gata să mai atașăm o piesă la locul ei. We talked about 6 days yesterday. Ieri am vorbit despre 6 zile. And we said that the first three were the proclaiming of functions. Și am zis că primele trei proclamă funcția. And the last 3 days, 4 through 6, were the installing of functionaries. Iar următoarele 3 zile ne arată cum au fost puși în funcție
anumite realități responsabile cu funcția respectivă. We noted that the account started with no order, not with no material. Că relatarea creației începe cu o lume lipsită de ordine. We noticed that the activities of the days often involved bringing about order, not creating new material. Că în relatarea creației, în primele zile, nu se formează, nu apare materie nouă, ci doar se pune ordine în cea preexistentă. We noted that the verb bara, create, often involved order bringing activities. Și am văzut că verbul bara, care este tradus de regulă prin a crea, presupune a face ordine. But we did not talk about the seventh day. Dar n-am vorbit încă despre ziua a șaptea. Which is what we're going to turn to now. Și acum, acolo vrem să ajungem. The second part of my proposed thesis, then, is that this is not only an account of functional origins, it is an account of the origins of the cosmic temple. A doua parte a tezei mele spune că nu avem, aici nu avem numai o istorie despre originile funcțiilor, ci, despre ci și despre originea templului cosmic. Or to say it another way, it's the story about how God made the house His home. Cu alte cuvinte, o relatare despre cum a făcut Dumnezeu din această casă căminul Lui. And when God makes it His home, it becomes sacred space. Și atunci când Dumnezeu transformă casa în căminul Său, locul acela devine un spațiu sacru. Now, when we think about the idea of the cosmos as sacred space, când vorbim despre cosmos ca și spațiu sacru, we have to identify a piece of information that is not natural to our way of thinking. Trebuie să ajungem să identificăm o piesă, o bucată de informație care nu ne este nouă naturală. Let's imagine the first creation conference in the history of the world. Să ne imaginăm prima conferință despre creație din istoria lumii. The Babylonians were there, the Assyrians were there. Erau acolo babilonieni, asirieni. The Canaanites were there, the Egyptians were there. Cananeeni, egipteni. Even the Hittites made the trip. Chiar și Hitiții au făcut această călătorie. And they gathered together to talk about their creation stories. Și s-au adunat să vorbească despre ce le spunea fiecare, ce le spuneau istoricile despre creație pe care ei le aveau. Moses, the representative of the Israelites, walks in with his manuscript. Din partea israeliților, reprezentant era Moise, care avea în mână manuscrisul său. And he hands out the paper which we know of as Genesis. Și ne dă la fiecare un exemplar al istoriei pe care noi știm că o avem în Geneza 1. The other delegates quickly flip through it. Ceilalți delegați au răsfoit repede materialul. And their first comment is, și primul lor comentariu a fost, oh, this is a temple story, just like we have. Ah, asta e o relatare despre templu, așa cum avem și noi. We would say, wait a minute. Noi, dacă am fi acolo, i-am fi oprit. I've read this paper. It doesn't say anything about temple. Eu am citit documentul ăsta și nu știu nimic despre templu acolo. What would make any of you, not to mention all of you, think that it's a temple account? Ce vă face pe voi sau pe voi toți, la un loc, să credeți că e vorba despre cum a fost făcut un templu? And they would say, you silly moderns, who invited you to this conference? La care ei s-ar fi răspuns, ești un om modern nechipzuit. Pe tine cine te-a mai invitat aici? It's obviously a temple story, as anyone in our world could see. Este evident că e o relatare despre cum a fost făcut un templu. Toată lumea realizează lucrul ăsta. And we would recognize that we were in a low context situation. Noi realizăm că suntem într-un context inferior, de jos. And in frustration, ask them to explain. Și oarecum frustrați le-am cere să ne explice cum stau lucrurile. And they would say, it's clear. If it says God rested, it's a temple story. E destul de simplu și de clar, dacă spune că Dumnezeu s-a odihnit, este o relatare despre crearea templului. We would say, I don't get it. How do you get there? Cum ai ajuns la concluzia asta? And they would point out that in the ancient world, gods rest in temples, and temples are constructed for deity to rest in. În lumea antică, zeitățile se odihneau în temple, iar templele erau construite cu scopul acesta, ca să le ofere divinităților un loc de odihnă. This is how the whole system works. Așa funcționa sistemul lor.
We build temples for God to rest in. Construim temple ca divinitățile să aibă unde să odihnească. And gods don't rest anywhere else but in temples. Dumnezeu nu se poate odihni nicăieri altundeva decât în temple. If God is resting, it's a temple story. Dacă Dumnezeu se odihnește, atunci este vorba despre o istorisire legată de templu. We wouldn't know that. Noi nu ne-am dat seama. Because we're a low context audience in a high context situation. Pentru că suntem o audiență dintr-un context de jos inferior, puși în situația unui context superior, cum vorbeam ieri de termenul ăsta. So this is the kind of work we have to do to read the text as the author and audience would have understood it. De aceea trebuie să facem efortul de a citi un text cu ochii primei audiențe. You may find, we may believe that people are the climax of the six days, and that would be correct. Noi putem crede că crearea omului a fost climaxul perioadei lucrării de creație și n-am greșit în felul acesta, dacă spunem. Rest is the climax of this creation. Dar relatarea creației din capitolul 1 din Geneza are un climax care e mai corect spus că stă în ziua a șaptea. God has brought order so that he can take up his rest in it. Dumnezeu a pus ordine în lume astfel încât el să se poată odihni acolo. If God doesn't rest, then it's a worthless story. Dacă Dumnezeu nu se poate odihni, relatarea asta este lipsită de valoare. In fact, rest is the main goal of creation. De fapt, odihna este principalul scop al creației. This is true here in the Bible and throughout the ancient Near East. Un fapt care este adevărat atât în Biblie, cât și în literatura Orientului Antic. So this is something that the Israelite audience would have understood very well. Cu siguranță israeliții ar fi înțeles lucrul acesta. Now at this point you may be a bit confused. Acum s-ar putea să fie ajuns într-un punct de confuzie. Because you probably think that rest has to do with relaxation, leisure, and even a nap. Pentru că gândești la odihnă în sensul unei relaxări, lipsă de activitate totală, poate chiar un uitat de somn. But let's look into the biblical text so we can have our mind corrected about that. Ca să ne corectăm, trebuie să ne uităm în textul biblic. When God tells Israel that he's going to give them rest from their enemies all around. Când Dumnezeu îi spune lui Israel că o să le dea odihnă din partea tuturor dușmanilor din prejur. He's not promising them an afternoon nap. El nu ne promite un pui de somn. Or a little bit of downtime to do some light reading. Sau un timp dintre acesta relaxant în care să citească ceva mai ușor. He's telling them that he is going to resolve their difficulties with their enemies. Asta însemna că Dumnezeu le va rezolva problemele cu dușmanii din prejur. So that they can live life in security and stability. Așa încât ei să poată trăi o viață în siguranță și în stabilitate. The rest God is giving them is to allow them to engage in life. Odihna pe care o dădea Dumnezeu presupunea capacitatea de a activa în viață, de a fi activ. Without being invaded and bothered by their enemies. Fără a avea probleme din partea dușmanilor cu invazii și războaie. The rest he promises them is not leisure or relaxation. Promisiunea nu avea în vedere lipsa oricărei activități, timp de odihnă. It's the ability to live their lives. Și capacitatea de a trăi o viață de plină. When Hebrews 4 talks about the idea that we have not yet entered that rest. Când Epistola către Evrei vorbește în capitolul 4 că noi încă n-am intrat în acea odihnă. It's not telling us that things are going to get easier yet and we'll have more downtime. Nu vrea să spună that. Downtime? No. It's not telling us that things are going to get easier. Nu vrea să ne spun acolo că vom ajunge curând să avem o viață mai ușoară, tot mai ușoară. It tells us that there's a higher level of order yet to come. Și vrea să spună că vom ajunge într-o situație cu mult mai multă ordine. When Jesus tells us that he will give us rest in Matthew 11. Când Domnul Iisus, în Matei 11, când Domnul Iisus ne promite odihnă. Again, it has nothing to do with disengagement. It has to do with being able to find order. Nu înseamnă că el ne promite lipsă de ocupație, ci capacitatea de a ne angaja și mai mult. You know, I actually suspect that day 7 has often bothered you.
Am suspiciunea că ziua șaptea Bucam deranjează. Didn't you ever ask yourself, why would God need rest? He doesn't get tired. Oare de ce să fie avut nevoie Dumnezeu de odihnă? God doesn't nu se obosește. God doesn't need downtime or leisure activity. Dumnezeu nu are nevoie de timp de odihnă, de activități mai ușoare. It certainly has bothered you in the past. Activități recreative, cu siguranță problema asta ți-a dat de gândit cândva în trecut. But now we see a way to resolve that problem. Acum avem o posibilitate de a rezolva această problemă. Resting, in the biblical sense, expresses having control over an ordered system. În sens biblic, a avea odihnă, a te odihni, înseamnă a avea control asupra unui sistem ordonat. Now it is true that the biblical text of day 7 says that God rested from the work that he had been doing. Este adevărat că ziua șaptea, conform relatării Genezei, spune că Dumnezeu s-a odihnit de tot ce a făcut și a creat. And that means that he has completed the order bringing process. Asta înseamnă că el a încheiat procesul de aducere a ordinii în univers. So as he rests from that, he also rests in taking control of that ordered world. Odihnindu-se, nemai făcând aceste lucrări, el s-a odihnit acum și he also rests in by taking control of and a preluat controlul asupra lucrării create. What we see is that rest involves engagement, not disengagement. Presupune angajament, nu lipsă de angajament. Imagine yourself moving into your new apartment. We use this illustration as well. Ieri făceam ilustrația aceasta, dădeam ilustrația aceasta cu mutarea într-un apartament nou. All the packed boxes surround you and there's no order anywhere. Și ne imaginăm că intrăm în locuința aceea cu o grămadă de cutii puse acolo, nu prea este ordine. And you spend a lot of time unpacking the boxes and bringing order to your apartment. Și petreci o grămadă de timp desfăcând, deschizând cutiile și punând toate lucrurile la locul lor. When you're all done, you may indeed feel like taking a nap. Când termin cu munca asta, poate chiar simți nevoia să tragi un pui de somn. But you wouldn't wake up from your nap and then leave and never come back. Dar după ce te trezești, dacă iei un pui de somn, nu pleci de acasă ca să nu te mai întorci niciodată acolo. You didn't do that ordering process just to rest. N-ai făcut ordine și ai depus tot efortul ăsta doar ca să te odihnești la sfârșit. You did it so that you could live your life there. Ci ca să poți trăi de acum încolo în acel mediu. And likewise, God brought order in so that he could take control. Dumnezeu tot la fel a făcut ordine ca apoi să poată prelua controlul. In the ancient world, the temples are the control room of the cosmos. Templele erau văzute în lumea antică drept camera de control a întregului cosmos. It's the helm, it's the control room, it's the cockpit, it's where rule takes place. Este centrul de comandă, de unde divinitatea controlează toate lucrurile. I like that command center. Okay. Yeah, it's the command center. Good. Thank you. So in that sense, when order is brought, God is now ready to take control of that ordered environment. Deci, Dumnezeu a încheiat lucrarea lui de ordonare a universului și acum este pregătit ca să intre în control. His rest, then, is expressed by his rule. Odihna sa este exprimată prin conducere, prin guvernare. He put it in order so that he could rule. El a pus toate în ordine astfel încât să poată controla totul. This helps with another problem that we sometimes encounter. Aceasta ne ajută și cu altă problemă pe care o mai întâlnim uneori. Sometimes people ask, what did God do the eighth day? Uneori oamenii întreabă, și atunci Dumnezeu ce a mai făcut în ziua a opta? He ruled. A guvernat. What did God do the ninth day? Și în a noua zi ce a mai făcut? He ruled. A condus lumea, a guvernat-o. And he works and rules even today as he rests. Și tot la fel, el guvernează și astăzi, în același timp, odihnindu-se. This fits with everything that Jesus tells us about the Sabbath. Asta se potrivește foarte bine cu tot ce ne-a învățat Domnul Iisus despre Sabbat, ziua șaptea, sau ziua de odihnă. When God gives rest, it resolves unrest. I don't know if that works in your name or not. Rest and unrest. Când Dumnezeu The rest God.
resolves unrest. Odihna pe care Dumnezeu o dă rezolvă lipsa odihnei. In other words, rest is not the opposite of activity. Odihna, cu alte cuvinte, nu este opusul activităților sau activismului. It is the opposite of unrest or instability or something. Odihna este opusul lipsei de odihnă sau a instabilității. You can see that it becomes a very important statement for the biblical text to say that God rested. Este o afirmație foarte importantă pentru textul biblic să afirme Dumnezeu s-a odihnit. That means he took up residence in his home. Asta însemnând că Dumnezeu a luat reședința, a luat reședința în căminul său. And he assumes his control of the cosmos there. Și preia controlul asupra cosmosului de aici. So when I say this is a home story, de aceea atunci când spun că este o relatare care privește căminul, it is God's home. Este căminul nostru, cel al lui Dumnezeu. God had originally built the house. Dumnezeu a construit la început casa. But this isn't that story. Dar aici în Geneza 1 nu avem relatarea despre originea casei. God is now making that house function as his home. Acum Dumnezeu face ca acea casă să slujească de cămin pentru sine. But it's not functioning in such a way as to meet his needs. Dar nu funcționează într-un asemenea fel încât să îndeplinească nevoile sale. It's functioning to meet the needs of people in his image. Ci funcționează ca să slujească oamenilor care sunt făcuți după chipul său. Whom he has invited in as his honored guests. Pe care i-a invitat în căminul său să-i fie oaspeți de onoare. But if God has not moved in, rested, dacă Dumnezeu nu s-ar fi mutat, nu și-ar fi luat reședința aici, this account means nothing. Dacă nu s-ar fi odihnit, această relatare n-ar fi avut nicio valoare. The whole point of the narrative is that this is God's home. Punctul pe care vrea să-l sublinieze capitolul acesta este că aici vorbim despre căminul lui Dumnezeu. If we thought this was a house story, day 7 would make no sense at all. Dacă ar fi fost o relatare despre cum a fost făcută casa, ziua a șaptea n-are nicio noimă. And you've sensed that when you've read it. Și ai simțit probabil lucrul acesta când ai citit-o. Because if it's a material origin story, day 7 doesn't add anything to it. Dacă vorbim despre o relatare despre originea materiei, ziua a șaptea nu contribuie niciun fel. But if it's about the house becoming God's home, dar dacă este o relatare despre cum a devenit casa un cămin al lui Dumnezeu, you can't do without day 7. N-ai cum. Nu zicește ziua șaptea. Do you see the game here? Observați ce câștigăm acum. Do you see the theological necessity? Observați necesitatea teologică. Now let's look at it in the Bible. Acum să ne uităm ce zice Biblia despre acest lucru. And in Psalm 132, verses, a few chosen verses. Am ales câteva versete. It starts out, let us go to his dwelling place. Let us worship at his footstool. Arise, O Lord, and come to your resting place, you and the ark of your might. Psalm 132, versetele 7 și 8. Haideți la locuința lui să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne, vină la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Notice it refers to his dwelling place, so that's the temple. Se referă aici la locuința lui Dumnezeu, adică templul său. And it calls it his resting place, so we can see the connection. Și vorbește despre locul său de odihnă. Și vedem conexiunea dintre cele două. Then we move down to verse 13. Și apoi sărim la versetul 13. The Lord has chosen Zion, he has desired it for his dwelling. Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuința lui. There you can see it refers to his dwelling, so it's his temple. Din nou referința la locuința lui Dumnezeu, adică templul. And he says, this is my resting place forever and ever. Apoi zice, acesta este locul meu de odihnă pe vecie. His temple, his resting place. Templul, locul său de odihnă. And then he ends the verse, here I will sit enthroned. Și apoi încheie, și aici voi locui în el, traducerea în engleză zice, întronat aici. În românește, o diferență mare. You see it? Observați asocierea. Resting place. Templu, locul de odihnă. And enthronement. Și întronarea. When God resting, he's ruling. Când Dumnezeu se odihnește, de fapt, el domnește.
This is important theology. Aceasta este o teologie foarte importantă. And we miss it in this Origins account when we try to make it a house story. Și ne lipsește, o pierdem desăvârșire din vedere atunci când citim Geneza 1 ca o relatare despre cum a fost făcut o casă. Now, if we start thinking about this account as a temple building account, dacă începem să citim această relatare ca o relatare despre construirea unui templu, that's just another way of saying that it's a God's home story. Adică, locuința lui Dumnezeu, căminul lui Dumnezeu. We can start to understand some other elements that are going on here. Începem să vedem și alte lucruri care se petrec aici. In Solomon's temple, for instance, de exemplu, în templul lui Solomon, he spent a long time, 7 years, building the structure. Citim că a petrecut 7 ani construind doar structura templului. Description of that would be the house story. Descrierea a modului în care el a construit această structură impresionantă este doar varianta relatării construirii unei case. He quarried the stone, transported it and shaped it. A prelucrat piatra în carieră, le-a transportat la locul șantierului. He got a hold of the gold that he needed and made the furniture. A strâns tot aurul de care avea nevoie, a pregătit mobilierul. The priest's vestments were sewn and the veil was au fost cusute veșmintele preoțești, a fost pregătită draperia. All of this is the house story. Toate acestea fac parte din relatarea cum a fost făcută o casă. And that is all done. Every little bit of it. Când toată a fost încheiată, cu toate detaliile ei. And it stands there in front of you and you can see it and you can touch it. Și acum o ai în fața ochilor, poți să o atingi. Does the temple exist? Putem spune că templul există? No, it does not. Nu putem spune asta. Because it can't be a temple if God is not in it. Pentru că nu are cum să fie un templu dacă Dumnezeu nu locuiește acolo. If we only go as far as the house story, it is not a temple. Dacă rămânem doar cu istorisirea, cu relatarea cum a fost făcut o casă, încă nu avem un templu. It is ready to be a temple. E adevărat că această construcție e pregătită să devină un templu. And that is what the house story would be about with the cosmos as well. Afel stând lucrurile și cu o relatare despre originea universului, dacă e vorba doar despre originea materiei. It could go through a long time of preparation. Poate trece so that it was ready to be a temple. Printr-o lungă perioadă de pregătire ca să poată ajunge în faza de a fi inaugurat ca și templu. So with Solomon's temple, how did the transition take place? În cazul templului Solomon, cum s-a făcut tranziția? It changed it from being ready to be a temple to actually being a temple. Care a transformat această construcție pregătită să devină un templu în templul însuși. How did the temple come into existence? Cum a intrat în existență templul ăsta? What were the origins of the temple? Care este originea templului? It happened during what would be called an inauguration or dedication ceremony. Totul s-a petrecut în ceea ce se numește ca ceremonia de inaugurare. Once the house was ready, atunci când casa a fost terminată de construit, they would have an important and elaborate ceremony. A avut loc un ceremonial foarte elaborat. And we read about it both with the tabernacle in Exodus and with the temple in Kings. Același lucru e valabil și în cazul tabernacului ca și în cazul templului. We also read about it in numerous texts from the ancient Near East. Și istorii de genul ăsta găsim în numeroase alte texte de pe tot întinsul Orientului apropiat antic. Because this was a standard practice. Pentru că era o practică curentă. In this inauguration ceremony, the functions of the temple were declared. În timpul unei ceremonii de acest fel de inaugurare, erau declarate funcțiile acestei noi construcții ale templului. And the functionaries were installed. Și erau puși pe poziție responsabili cu acele funcții. And God took up his residence in that place. Și Dumnezeu își lua locul venea să locuiască în acea reședință. And it became a temple. Și astfel, o construcție devenea un templu. Those dedication inauguration ceremonies in the Bible in the ancient world,
often took 7 days. Astfel de ceremonii de dedicare ale unor clădiri care deveneau temple, de obicei în lumea antică luau 7 zile. Not 7 days to build the house. Nu 7 zile ca să construiască o casă, o construcție. 7 days for the completed house to become the home. Și 7 zile pentru o casă deja construită ca să fie transformată într-un cămin. I'm sure you're catching the idea. Sunt sigur că prindeți ideea asta. Now I believe that the word day in Genesis 1 suggests it should be a 24-hour period. Eu cred că termenul zi folosit în Geneza 1 trebuie înțeles ca o perioadă de 24 de ore. If we think of Genesis 1 as a house story, as an account of material origins, dacă ne gândim la Geneza 1 ca la o istorie, o relatare despre cum a fost făcută o casă, originea materiei, that would suggest that somehow these 7 24-hour days had to do with the age of the earth. Trebuie să ne gândim, să asociem cumva că acele 7 zile câte 24 de ore trebuie să se lege cumva de vârsta pământului, de epocile prin care a trecut. But the age of the earth is part of the material story, the house story. Dar problema asta cu vârsta pământului are legătură cu istoria legată de originea materiei, de relatarea despre cum a fost făcută casa. This is a home story concerned with the origins of the cosmos as God's home, this temple. Dacă relatarea însă are un alt accent și vorbește despre cum a fost transformată casa în locuința lui Dumnezeu, then the 7 days have nothing to do with the age of the earth. Atunci cele 7 zile, a 24 de ore fiecare, n-au nimic de a face cu vârsta pământului. They remain 7 24-hour days. Ele rămân doar 7 zile, la 24 de ore. Just as they were in Solomon's dedication of the temple. Tot la fel cum au fost și în cadrul ritualului prin care Solomon și-a instituit, și-a ordonat, și-a consacrat templul. But they would make no claims concerning the material și ele nu fac nicio afirmație cu privire la originea cosmosului, originea lui materială. Dacă cele 7 zile sunt asemenea unui ritual de inaugurare a templului, atunci nu ne așteptăm ca anumite obiecte, corpuri fizice, să fi fost făcute în timpul celor 7 zile. Because the temple inauguration does not come until everything is prepared. Pentru că un ritual de inaugurare nu începe până când nu este gata totul. By not understanding the nature of Genesis 1, neînțelegând natura capitolul 1 din Geneza, we may have misinterpreted the claims that it makes. Probabil că am ajuns să interpretăm greșit afirmațiile pe care ea, capitolul le face în realitate. Because we lost the information that would help us to understand it as a home story. Am pierdut din vedere informațiile care fac acest capitol o relatare despre cum a fost făcut un cămin. If the days are concerned with bringing order rather than making things. Dacă zilele se preocupă de a modul în care a fost adusă ordine, decât, mai degrabă decât modul în care au fost făcute lucrurile, the 7 days would have nothing to do with the age of the earth. Atunci cele 7 zile n-au nimic să ne spună despre vârsta pământului. Now that doesn't mean that the earth is old or that it's young. Nu are nimic să ne spună dacă pământul este mai bătrân sau mai este mai tânăr. It just says that the Bible makes no claim about the issue. Înseamnă doar că Biblia nu spune nimic ca răspuns la această preocupare noastră. So we don't have to make our choice about science based on a biblical claim. Și atunci, nu înseamnă că trebuie să alegem o interpretare științifică în raport cu o afirmație biblică, în raport cu despre acest subiect. We just have to evaluate the science to determine whether it's good science or bad science. Ce putem face este să evaluăm pretențiile științei și să dăm un verdict. Este o teorie bună, este o teorie rea. Because if the
the Bible is a home story, it's not offering any competing claim. Pentru că dacă Biblia nu oferă un răspuns la această preocupare, ea nu afirmă nimic care să concureze cu teoriile științifice. My conclusion then of this part concerning this first account. Concluzia mea cu privire la această primă parte. I'm suggesting that the text asserts that in the seven-day initial period, este următoarea. Textul afirmă că în perioada inițială de 7 zile, that seven-day period is identified as the beginning. Pe care o putem identifica cu începutul. The beginning is a period, not a point. Începutul este o perioadă și nu un punct în istorie. So in the beginning, that is the seven-day period. Deci la început există o perioadă de 7 zile. God brought the cosmos into operation. Și textul spune că Dumnezeu în această perioadă inițială de 7 zile a adus cosmosul, a pus cosmosul în funcțiune. By assigning roles and functions. Desemnând roluri și funcții. Which is the creative act. Care reprezintă un act creator în sine. Now we move to the next portion of my proposal. Acum, Genesis 2 and 3. Mergem mai departe cu partea secundă a propunerii mele, care vizează Geneza, capitolele 2 și 3. Are you ready? Ești gata? You felt it in? Ați spus centura? Some rough road here. Avem drumuri cam, cum zice, denivelare. Let's start with the question of what is the relationship between the first account, that's the seven days, să începem punând întrebarea care este legătura între prima relatare a Genezei, capitolul 1, cu cele 7 zile și relatarea secundă din capitolul 2. Most people reading these accounts assumed that Genesis 2 describes what happened on day 6. Cei mai mulți care citesc Geneza 2 consideră că aici avem o descriere mai detaliată a ceea ce s-a spus deja în capitolul 1, în dreptul zilei a 6-a. That's always posed somewhat of a problem. Dintotdeauna au rămas niște probleme aici, nerezolvate. First of all, you've got recognizable differences in sequence. În primul rând, există niște probleme legate de secvențialitatea lucrurilor, cum au fost desfășurate ele. On this, all interpreters agree. Și cu privire la aceste lucruri, comentatorii sunt de acord. And there are various ways of trying to resolve that, which we don't have time to go into tonight. Și sunt mai multe variante de răspuns, dar nu avem timp să mergem în direcția asta. But I find them largely unsatisfactory, and perhaps you have too, if you look into them. Dacă v-ați uitat și voi în soluțiile oferite, poate le-ați găsit ca și mine nesatisfăcătoare. Another problem is that this seems like an awful lot to happen in a 24-hour period. Un alt lucru este că se petrec cam multe lucruri în doar 24 de ore. Adam has to be created, the garden has to be planted. Adam, bărbatul, este creat, grădina trebuie plantată, sădită în prima zi. God makes animals, Adam has to recognize he's lonely. Dumnezeu face animalele, Adam recunoaște că e singur. He has to name all the animals. Trebuie să le numească pe toate. And decide that's not working. Și să realizeze că ceva nu merge cum trebuie. Eve has to be created. Apoi trebuie să fie creată Eva. This is a mighty busy day. A fost o zi teribil de aglomerată. So we might ask ourselves the question, are we really reading the text correctly? Poate că ar trebui să ne punem întrebarea, oare chiar citim textul ăsta cum trebuie? The fact that I asked the question already tips you off that I think not. Dacă ți s-a născut întrebarea în minte deja, îți dai seama că părerea mea ar fi că nu o citești cum trebuie. Do I have another suggestion? Oare să am o sugestie nouă? I didn't come all the way over here with nothing to say. Nu cred că am dat atâta drum de pomană fără să am ceva de zis. So let's think about it a little bit. Să ne gândim puțin asupra acestui lucru. The second account, starting in Genesis 2:4, begins with a literary introduction. A doua relatare a creației din capitolul 2 al Genezei începe cu o introducere.
how it's translated in Romanian. For us, it's that these are the generations, or this is the account of heavens and earth when God created them. You mean verse 4? Yes. Iată istoria cerurilor și a pământului când au fost făcute. This kind of literary introduction happens 10 more times in the book of Genesis. Acest tip de introducere literară mai apare de alte 10 ori în cartea Geneza. So it is worth our attention to see how it functions. De aceea, merită să acordăm puțin atenție să vedem cum funcționează în celelalte contexte literare. That is, does it introduce a new section that comes back and talks about the same thing? Oare introduce un material nou care reia material vechi, dar își discută mai în detaliu? That's what it would be doing if this is things that happened in day 6. Dacă ce ni se spune aici este o reluare a materialului din ziua 6, așa ar trebui să fie întotdeauna. Or does it introduce a series of events that come next? Sau introduce o secvență de lucruri care s-au desfășurat după aceea, după cele dinainte. That is, another way to say that, are we dealing with a synoptic account? Cu alte cuvinte, vorbim aici despre o relatare sinoptică, în paralel. Or are we dealing with a sequel account? Sau vorbim despre o relatare secvențială, una ce urmează după cealaltă. Well, let's take a look at the list of literary introductions on Genesis and see how they work. Să aruncăm o privire la aceste introduceri din Geneza, să vedem cum funcționează în celelalte părți. Let's skip that. Sorry. Okay. There they are. Aici sunt afișate. So you've got the references. Avem referința pe prima coloană. G equals genealogy. G stă pentru genealogie. And N equals narrative. Și N stă pentru narațiune. Those are the kinds of sections that we have. Acestea sunt tipurile de specii literare care le găsim acolo. I've listed with each one whether it introduces something that is synoptic or something that is sequel. Și apoi de-a treia coloană, verdictul pe care eu l-am dat, dacă materialul este de ordin sinoptic, sau de ordin secvențial. Genesis 2:4 connects two narratives. Geneza 2:4 face legătura între două narațiuni. And the only other one that does that is Genesis 6:9. Și singurul loc unde această introducere funcționează în același fel, leagă două narațiuni, este în 6:9. Where it introduces a sequel. Și acolo introduce material care se află în secvență față de cel dinainte. If we look through all of the examples that introduce a synoptic, dacă ne uităm la toate celelalte ocurențe unde este introdus un material în relație sinoptică cu cel dinainte, we see that all the examples of synoptic relationships concern brothers. Constatăm că toate acele exemple au de-a face cu relatări despre frați. So it does Cain then comes back to Seth. Este o relatare despre Cain și urmează apoi o relatare despre Seth. It does Ishmael then comes back to Isaac. Relatare despre Ismael și apoi urmează una despre Isaac. It does Esau and then comes back to Jacob. Este o relatare despre Esau și apoi una despre Iacob. All the synoptic ones pertain to brothers. Toate relatările în care găsim această introducere și introduc secvențe aflate în relație sinoptică, privesc oameni care au o relație de frați. In Genesis 2, we do not do something connected to brothers. În Geneza 2 nu avem frați de felul acesta. That suggests that our first choice ought to be to treat it as a sequel. De aceea, prima noastră opțiune aici ar trebui să fie că textele în mijlocul cărora se află această introducere se află în secvență. If it is a sequel, it's not dealing with day 6. Dacă sunt în secvență, atunci materialul din capitolul 2 nu face o retrospectivă mai detaliată a zilei a 6-a. If the second account is a sequel, then compare it to Luke and Acts, rather than synoptic like Matthew and Mark. Dacă a doua relatare din Geneza 2 se află în relație secvențială cu Geneza 1, atunci avem ceva asemănător cu ce a scris Luca
în Evanghelia sa urmată de faptele apostolilor. Și nu ceva ce seamănă cu Evangheliile sinoptice, de exemplu Matei și Marcu. We talk about what comes next. Ci vorbește despre ceva ce a urmat în mod natural. This would mean that the people in the first account are not necessarily Adam and Eve. Asta înseamnă că oamenii din prima relatare nu sunt neapărat Adam și Eva. Ok, I'm all right. It doesn't prove that they aren't, but it would open that possibility. Nu demonstrează că nu sunt ei, dar lasă deschisă opțiunea. In Genesis 1, he created people. În Geneza 1, Dumnezeu a creat oameni. Male and female, he created them. Parte bărbătească și parte femeiască. Bărbați și femei, spune în engleză. It doesn't talk about Adam and Eve. Acolo nu spune explicit Adam și Eva. It doesn't suggest or indicate a single couple. Și nici nu se sublinia sau se indice cumva că ar fi vorba despre un singur cuplu. If Adam and Eve come later, dacă Adam și Eva vin mai târziu, that's an if. Este dacă, nu majusculă. That would obviously give us a different kind of interpretation. Atunci avem o interpretare diferită. The two passages would still be related. Cele două pasaje încă rămân conectate. Unlike those who divided up between J and T and think that they are contradictory. Spre deosebire de cei care de textele de tipul iacbist și preoțesc în teoria documentară, acolo unde se crede că ele sunt cu totul opuse. The common ground between the two is sacred space. Punctul comun de legătură este spațiul sacru. In the first account, Genesis 1, the cosmos as sacred space is set up to function on behalf of people. În capitolul 1 din Geneza, cosmosul, ca spațiu sacru, funcționează în beneficiul oamenilor. Este pus la lucru să funcționeze în beneficiul oamenilor. In the second account, people, Adam and Eve, are put in sacred space, the Garden of Eden, to function on its behalf. În a doua relatare, oamenii sunt surprinși punând spațiul sacru a funcționa în beneficiul său propriu. Both accounts deal with sacred space and its relationship to people. Amândouă relatările au de-a face cu spațiul sacru și relația lui cu oamenii. But the two texts come at that issue from different directions. Dar ele ajung sau privesc la aceeași problemă din perspective diferite. Now the proposal that I would like to make to you. Propunerea pe care o fac acum is that in the story in Genesis 2 we have archetypal functions at work. Ce este că în Geneza 2 avem funcții arhetipale la lucru. I'm suggesting that everything in Genesis 2 regarding human origins is first and foremost archetypal. Adică ce vreau să spun aici este că tot ce ni se prezintă în Geneza 2 cu privire la originile umanității sunt mai întâi și mai presus de orice arhetipale. An archetype is different from a prototype. Arhetipul este diferit de un prototip. A prototype is simply the first in a series. Prototipul este primul dintr-o serie. An archetype is one that represents all the others in the series. Arhetipul este ceea ce reprezintă pe toți ceilalți din acea serie, pe toți membrii seriei din care face parte. By saying that Genesis 2 talks about archetypes. Atunci când spun că Geneza 2, înțeles? Yes. Privește doar arhetipul. I am saying that everything it talks about is true of everyone, all of us. Înseamnă că tot ce spune acolo ne privește pe noi toți. E valabil, e adevărat, cu privire la noi toți. Performing accounts are most relevant to Adam and Eve as archetypes rather than as individuals. Relatările despre cum au fost făcut omul sunt foarte relevante pentru Adam și Eva ca arhetipuri și nu ca indivizi de sine stătători. Let me be clear about something that's important. Vreau să clarific ceva ce consider fi important. I do indeed believe that Adam and Eve were individuals. Eu cred că Adam și Eva au fost persoane care au existat. Real people existing in a real past. Oameni adevărați care au trecut în istorie cu adevărat.
So when I talk about archetypes, I'm only talking about the text's interests. Când vorbesc despre arhetip, vreau să spun că doar acesta privește text, interesul pe care textul are. That is, what is the text most interested in telling us about? Vreau să răspund la întrebarea, în ce este mai interesat textul să ne spună. After all, when Paul talks about Adam, he's almost always talking about him as an archetype, a representative of all of us. La urmă, omul și Pavel, când vorbește despre Adam, se gândește la el ca la un arhetip care ne reprezintă pe noi. And though Paul believes Adam was an individual, as I do, și cred că și Pavel, la fel ca și mine, credea că Adam a fost o ființă care a trăit, un om care a trăit cu adevărat. His use of Adam in theology is as an archetype. Dar modul în care folosește referința la Adam este ca la un arhetip. Remember, someone like Abraham is an archetype of all those who are of faith. Referințele la Avram se fac în același fel ca la părintele credincioșilor, ca la un arhetip. And I certainly believe that Abraham is a historical person. Cu siguranță cred că Avram a trăit cu adevărat, a fost o persoană istorică. But in that statement from Scripture, Abraham is important as an archetype. Dar atunci când Scriptura afirmă că el este părintele credincioșilor, privește la el ca la un arhetip. It's all a matter of trying to figure out what the text is specifically dealing with. Tot ce trebuie să faci este să răspunzi la întrebarea ce vrea să facă textul cu această referință. So I'm going to suggest that both dust and rib are archetypal issues. Vreau să sugerez acum că atât țărâna din care e făcut Adam, cât și coasta din care e făcută Eva sunt chestiuni arhetipale. Let's start with dust. Să începem cu țărâna. Dacă totul a început în felul ăsta. What is the importance of dust in this passage? Care e importanța țărânei din acest pasaj? I don't know of very many people who think that it's a statement about chemistry. You know or no? I don't. Nu cunosc mulți oameni care să se uite la acest text să zică aici avem o afirmație de ordin cu referință la originea organică a omului. Well, the human body is not really chemically connected to dust. Din punct de vedere chimic, trupul omului nu este neapărat conectat cu țărâna, legat. And we certainly don't expect the Israelite audience to be thinking in chemistry terms. Cu siguranță nu avem dreptul să credem că israeliții care au auzit prima dată textul se gândeau la chimie, ca și noi. So that's not its importance to them. Nu era un aspect important pentru ei. We're probably more likely to think that it has to do with a work of artistry. Poate că mai degrabă referința este la o lucrare, la o piesă de artă. But if that's the point, it chose the wrong word. Dacă așa stau lucrurile, atunci cuvântul nu este potrivit. It should have chosen the word clay. Ar fi trebuit să folosească lut. Because clay is moldable. Pentru că lutul este prelucrabil. Dust is not. Țărâna, praful, literalmente. We could say, but he's God, he can do whatever he wants. Dumnezeu, el poate să facă ce vrea el. But still, this is trying to make some sense. Încercăm acum să găsim semnificație, să fac textul trebuie să facă vreun sens. And in Job talks about us being but clay. Iov vorbește despre om ca fiind doar lut. So that's easily a word that could be used in Genesis. Cu siguranță, Geneza ar fi putut folosi acest cuvânt. But it doesn't use that. Dar nu folosește. So what is the importance of dust in the passage? Care e importanța textului în pasaj? Fortunately, the text tells us. Din fericire, textul ne spune. It's helpful if you look for it. Trebuie să știm de să-l cauți. Do you say in Hebrew to us? In Hebrew, would you say for us in Hebrew? Yes, it's a fact. Okay. So, what we find is in Genesis 3:19, dust you are, and to dust you shall return. În Geneza 3:19, ni se spune că țărâna ești și țărâna te vei întoarce. So the text tells us the importance of dust. Textul ne spune care e importanța țărânei. It pertains to our mortality. Vorbește despre mortalitate. Being made from dust is indicative of where we are returning to. A fi făcut din țărână
comunică ceva despre locul în care ne întoarcem. Now, I showed you that that's the text, and by the way, Paul also says that we are, as humans, are the ones of dust, whereas Christ is the one of heaven. Și Pavel vorbește despre oameni ca fiind făcuți din țărână, prin Hristos, whereas Christ este din cer. So again, we see clearly that connection. Și din nou vedem cu claritate aceeași legătură. Now this might bother some of you. Pe unii s-ar putea să-i deranjeze. Because that means that God created us mortal. Pentru că asta putea să însemne că Dumnezeu ne-a creat muritori. Saying, doesn't that give us a problem with Paul? Oare asta nu ne creează probleme cu Apostolul Pavel? And no, it doesn't. Let me explain. Și cred că nu, și o să vă explic cum. Think about it for a moment. Să ne gândim puțin. If Adam were created mortal, if Adam were created immortal, dacă Adam ar fi fost creat nemuritor, why would he need a tree of life? De ce avea nevoie de arborele vieții? Immortal people don't need a tree of life. Oamenii nemuritori n-au nevoie de arborele vieții sau de pomul vieții. You can see that what happened is God created immortal and then gave him an antidote. Dumnezeu l-a creat ai noastre, muritor. Dumnezeu l-a creat muritor și apoi i-a dat un antidot pentru situația în care se afla. Access to the tree of life would counteract. Accesul la pomul vieții ar fi contrabalansat, ar fi echilibrat problema, situația creării sale ca un muritor. Paul never says that Adam was created immortal. Pavel nu spune niciodată că a fost creat, omul a fost creat nemuritor. He says that people are subject to death because of sin. El spune că omul este supus morții din cauza păcatului. That is absolutely true. Și este absolut corect, adevărat. Because sin lost us access to the tree of life. Păcatul ne-a făcut să pierdem accesul la pomul vieții. So because of sin, we are subject to death. Din cauza păcatului, suntem supuși morții. Which is our natural mortal state. Și aceasta este starea, statutul nostru de ființe muritoare. So dust equals mortality. Deci, țărâna sau praful este echivalentul caracterului de muritor. Let me show you an Egyptian relief and talk you through it. Aici vă arăt un basorelief din Egipt și o să vă dau câteva explicații. Over on the right is the creator god Khnum. În partea dreaptă este zeul creator Khnum. He's a craftsman deity. Este o zeitate cum să-i spunem? Este zeul meșteșugurilor. Este un zeu care se pricepe la de toate. Is forming a figure on the potter's wheel. El prelucrează o imagine, o reprezentare pe roata potterului. The text and other reliefs like this let us know who this figure is. Textul de pe basorelief, ca și alte texte asemănătoare, ne dezvăluie identitatea acestei persoane. And we see it also in the picture on the left. What do we see? Who this individual și vedem aceeași persoană în partea stângă a imaginii. It is the Pharaoh. Este faraonul însuși. So Khnum is shaping, forming the Pharaoh on the potter's wheel. Deci, zeul Khnum dă formă lui faraon pe roata olandului. But what we learn from this text is that that is not a statement about Pharaoh's material origins. Dar ce înțelegem de aici este că aceasta nu reprezintă o afirmație cu privire la originea materială a lui faraon. It's not suggesting that Pharaoh was not born of a woman. Nu sugerează, documentul acesta nu sugerează că faraonul nu s-a născut dintr-o femeie. This talks about the gods shaping, forming Pharaoh for a role to be king. Și modul în care faraon a fost plămădit de zei, pregătit pentru un anumit rol.
So this is not about how he came into existence as a person. Nu se fac aici afirmații despre cum a intrat el în ființă ca persoană. It's about how he came to become Pharaoh. Ci despre cum a ajuns el faraon. That God chose him for that and designed him for that. El l-a ales și l-a desemnat, l-a destinat pentru asta. Just as, for instance, God chose Jeremiah from the womb and shaped him to be a prophet. Tot la fel cum Biblia afirmă despre Ieremia, că Dumnezeu l-a ales prin cântecele maicii sale să fie profet. This is talking about functions, not material. Este o afirmație cu privire la funcție și nu la materie. Surprise, surprise. Mare surpriză. Take a look at Psalm 103:14. Uitați-vă la Psalmul 103, versetul 14. And again, as you look at my son's drawing of the relief. Acolo este varianta pe care fiul meu a desenat-o pentru basorelieful ce l-a văzut înainte. I thought it's from Psalm 103. It's not? Yes, it is. This image. Este imaginea cu referire la basorelieful care l-am văzut înainte. So Psalm 103:14, for he knows how we are formed, he remembers that we are dust. 103:14, el știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. This is the same vocabulary as Genesis 2:7. Se folosesc aceleași cuvinte ca în Geneza 2:7. The word formed, yatsar. Se folosește verbul yatsar, suntem făcuți, făuriți, formați. The word for dust, afar. Și termenul pentru țărână, afar. So we can see clearly that the psalmist is referring to Genesis 2. Deci putem spune că acest verset se referă cu claritate la Geneza 2. Look at the pronoun. Uitați-vă la pronume. First person plural, we. Persoana întâi plural. Noi suntem țărână. We are all formed from dust. Noi toți suntem formiți din țărână. Let it sink in. Să mai lăsăm să se așeze un pic gândul ăsta. Every human being is formed from dust. Fiecare ființă umană este făurită din țărână. The psalmist says it. Așa spune și psalmul. And that's the archetypal nature of Genesis 2. Aceasta este o referire la natura arhetipală a omului din Geneza 2. It's not just describing the origins of one, the first, the prototype person. Nu se descrie originea materială a prototipului, a unui singur individ. By describing the origins of the archetype, it describes the origins of all of us. Descriindu-se originea unui arhetip, aia înseamnă că este descrisă originea noastră a tuturora, în egală măsură. Now, if we are all formed from dust, dacă toți suntem făuriți din țărână, plămădiți din țărână, then being formed from dust does not describe our material formation. Plămădirea din țărână nu descrie originea noastră materială. Toți cei de față, toți cei care există, suntem plămădiți din țărână. Yet, we were born of woman. Dar toate acestea ne-au născut dintr-o femeie cumva. Being formed from dust would not include being born. A fi plămădit din țărână nu exclude faptul că noi ne-am născut din femeie. Adam was not made any different than we are. Adam n-a fost făcut cu nimic diferit decât suntem noi făcuți. Does it hurt yet? Simțiți cum mă doare sau încă nu? I'm just reading the Bible. Eu cred că numai citesc Biblia, numai ce spune. Do you see why we have to re-examine what claims the biblical text is making? Înțelegeți importanța reexaminării afirmațiilor pe care Scriptura le face cu adevărat. In Egypt, the king is formed of the potter's wheel. În Egipt se credea că faraon era plămădit pe roata ulanului de zei.
but that not in material origins. Dar aceea nu reprezenta originea lui materială. That pertains to his role. Ia imaginea vorbea despre funcția care o primea, despre rolul său. So this should lead us to reconsider how we're reading Genesis 2. Ar trebui să regândim, ar trebui să ne întoarcem să gândim cum înțelegem Geneza. And there's another important verse to look at. Zechariah 12:1. Un alt verset important la care să ne uităm. We clearly have a creation context. Zaharia 12:1. Cu siguranță avem un context al creației. The Lord stretches out the heavens, lays the foundation of the earth. Dumnezeu întinde cerurile, pune fundația pământului. And he forms, that's the same verb. Și lămădește, se folosește același verb. But look at the direct object. Dar se schimbă obiectul, complementul direct de acolo este altul. He forms the human spirit. Zice că lămădește Duhul omului. We cannot claim that the verb to form must refer to a material act. Nu putem afirma că verbul iațar, a plămădi, se referă la un act de creație a materiei, de producere a materiei. Because here is clearly not something material. Pentru că aici nu e vorba despre ceva material. It is being formed. Nu este ceva material, ci se plămădește. The human spirit, which has to do with our identity. Și este Duhul omului, ceva ce are de-a face cu identitatea lui. Our existence. Însă și esența existenței. Our functions. Funcțiile noastre. Let's move to this story about women. Don't lose your seatbelt yet. We're in. Nu vă dați încă jos centura de siguranță. There's some turbulence in the air, so please keep your seatbelts fastened. Dăm de turbulențe, suntem în mijlocul lor, mai păstrați centura. Trecem la relatarea despre femeie. So let's think about the word that is translated rib. Să ne gândim puțin la cuvântul care e adesea tradus, dacă nu totdeauna, prin coastă. Does Adam think that Eve was made from his rib? Oare Adam credea că femeia, soția lui, a fost făcută dintr-o coastă de la el? The text suggests not. Textul sugerează contrariul. Because when he sees her, the first words out of his mouth are, pentru că atunci când Adam o vede pe cea care o va numi Eva, cuvintele lui sunt, bone of my bone and flesh of my flesh. Deci, iată os din oasele mele și carne din carnea mea. There's more than a rib bone going on here. E mai mult decât o simplă coastă. Sau osul unei coaste acolo. Even Adam knows that much. Chiar și Adam își dă seama. So let's take a look at this word that we translate as rib. Să ne uităm cu atenție la termenul pe care noi l-am tradus prin coastă. The Hebrew word is tsela. Termenul în evreiește este tsela. That's not like sela in the song. Nu este sela pe care îl găsim prin psalm. This word is never used anywhere else in the Hebrew Bible in terms of anatomy, as it's anatomy. Nicăieri în scriptura ebraică nu mai găsim termenul acesta folosit în cu referire la anatomia omului sau la anatomie în general. It is typically used as an architectural term. Este folosit de regulă ca un termen din domeniul construcțiilor cu referire la arhitectură. Where it talks about one side of a pair. Despre un membru al unei perechi. So, a single doorway, two sides. O ușă dublă are două părți. It might talk about the north side and the south side. Se poate vorbi despre partea de nord și partea de sud. This word is used when there are only two sides. Termenul este folosit atunci când sunt două și numai două părți. When the text says that God took one of Adam's sides, când textul spune aici că Dumnezeu a folosit una din părțile lui Adam, it implies that he only has one left. Înseamnă că lui a mai rămas una.
cut in two. A fost tăiat în două. Clamshell, cracked in half. Și după aia l-a trăpat pe mijlocul tăieturii. This is pretty radical surgery. Asta e o chirurgie destul de radicală. But would the Israelite text think in terms of surgery? Oare israeliții puteau să introducă termenul chirurgie în înțelegerea acestui text? Let's think the way they think. Să ne străduim să înțelegem cum ei înțelegeau textul. When Adam is put into a deep sleep, când Adam este pus să doarmă, Dumnezeu a făcut să cadă peste el un somn adânc. Would the Israelites think that this was anesthesia? Oare ei, israeliții, credeau că Dumnezeu l-a anesteziat pe Adam? They don't know anything about anesthesia. Nu cunoșteau nimic despre cuvântul ăsta. What would this term, deep sleep, have communicated to that audience? Ce ar fi comunicat expresia un somn adânc primei audiențe? Again, we have to turn to our Hebrew text and see how it's used. Trebuie să ne întoarcem la textul evraic, n-avem cum, și să vedem cum era folosit. There are three different ways that it's used, and I'm not going to go through the first two in detail, but I want to talk about the third. Cuvântul tardema este folosit în trei moduri mai importante, și despre primele două nu voi vrea să stau acum, ci despre al treilea vreau să vorbesc. In the third, this deep sleep refers to someone who is unresponsive to the human realm. Somnul adânc are sensul, sau vorbește despre cineva care este lipsit de răspuns la domeniul uman. The point is that they are at the same time responsive to communication from the divine realm. Dar, în același timp, concomitent, acea persoană este deschisă pentru comunicarea cu domeniul divin. The key passage to look at is Genesis 15. Pasajul cheie la care trebuie să ne uităm este Geneza 15. There, Abraham is in a deep sleep. Acolo, Avram cade într-un somn adânc. He's already cut the animals in two and separated them. După cum i-a spus Dumnezeu, deja a tăiat animalele de sacrificiu în două și le-a pus de o parte și de alta. And in his sleep, he is shown a vision of the torch and the censer passing through. Și în somnul acesta adânc, el vede vedenia aceea cu o torță care trece prin mijlocul jumătăților. This is no less than the ratification of the covenant. Aceasta nu este nimic altceva decât ratificarea legământului pe care Dumnezeu a încheiat cu el. It is arguably one of the most important spiritual theological moments of the entire Old Testament. Se poate spune că este cel mai important moment din punct de vedere spiritual și teologic din tot Vechiul Testament. And Abram is shown the importance of this moment in a vision. Și lui Avram îi se descoperă importanța acestui eveniment într-o vedenie. There's a deep spiritual truth he is shown while he is in a deep sleep. Pe când este bufundat în somnul acesta adânc, îi se arată acest adevăr adânc spiritual. And he awakes and now realizes the reality of this covenant relationship. Se trezește, realizează importanța acestui legământ care s-a încheiat cu Dumnezeu. Ready to move back to Genesis 2? Acum sunteți gata să ne întoarcem în Geneza 2? I would like to suggest that the deep sleep is functioning in the very same way here. Vreau să sugerez acum că somnul adânc în care a căzut Adam funcționează în același fel ca și somnul în care a căzut Avram. Adam is not on the divine surgeon's table. Adam nu se află pe masa unui chirurg divin. He is shown a vision. Lui se arată o vedenie. And in that vision, he sees himself cut in two. Și el se vede pe sine tăiat în două. And from one half, God builds the woman. Și din jumătatea aceea Dumnezeu o face pe femeie. This is a deep and significant spiritual truth. Aici avem un adevăr adânc spiritual foarte important. And Adam knows exactly what it means. Adam înțelege exact ce înseamnă. Because when he awakes, he says, "This is bone of my bone and flesh of my flesh." Pentru că atunci când se trezește, el afirmă, aceasta este os din oasele mele și carne din carne mea. And then the narrator drives the archetypal point home. Și acum narratorul subliniază, concluzionează sublind acest punct foarte important
cu privire la valoare arhetipală în narrativ. This is not just a truth that pertains to Adam and Eve. Acest adevăr nu privește numai pe Adam și pe Eva. It's a truth that pertains to all of us. Acest adevăr ne descrie pe noi toți. And so the text says, the narrator says, this is the reason why. De aceea naratorul continuă zicând, de aceea. This is the reason why a man leaves his father and mother and is united to his wife. Bărbatul își va părăsi tatăl și mama și se va lipi de soția lui. And they become one flesh. Și vor deveni un singur trup. One flesh here is not referring to something new. Ideea aceasta de un singur trup nu aduce o idee nouă. It's referring to the original situation that is restored. Și se referă la o situație originală care este restaurată acum. Why would someone leave the most basic biological relationship of parents to children? De ce este dispus cineva să părăsească relația naturală care există între părinte și copil? It's because they find one who is their other half. Pentru că și numai atunci când găsesc pe cineva care este jumătatea lui naturală. In this sense, it reflects the ontology of genders. În sensul acesta putem vorbi despre o ontologie a genurilor. Ontologie a genurilor. So you leave your father and mother, that close biological relationship. Deci îți părăsești tatăl și mama și relația aceasta naturală existentă între părinte și copil. To find your ontological match. Să-ți găsești perechea ontologică. This is not talking about individually that you do that, each one of us. Aici nu e vorba despre faptul că fiecare dintre noi întreprindem expediția asta. Saying this is how the race works. Așa funcționează rasa, parcă ar fi putut autorul să ne spună. This is what mankind and womankind are. Aceasta este ce reprezintă în esență bărbatul și femeia. In this way, the archetypal issues in Genesis. Mai degrabă, în felul acesta, the archetypal issues in Genesis 2. Chestiunile de ordin arhetipal din Geneza 2. Are to tell us that all humanity is mortal. Vreau să ne comunice niște adevăruri. Toată umanitatea este muritoare. Și are două genuri. This is true of all of us. Este adevărat. Are unul dintre cele două genuri. Este adevărat cu privire la noi toți care ne numim oameni. And by talking about Adam and Eve in that way, și vorbind în felul acesta despre Adam și Eva, they are archetypes pertaining to all of us. Ei sunt considerați arhetipuri în care suntem incluși cu toții. It does not suggest that Adam and Eve's material origins were any different than ours. Originea lor nu este cu nimic diferită de a noastră. Now, why has God chosen out Adam and Eve? Oare de ce să-i fi nominalizat, să-i fi ales Dumnezeu pe Adam și Eva? Again, the text tells us. Cred că textul ne răspunde și la întrebarea asta. I can't tell you whether there are other people at this time or not. Nu pot să spun dacă pe vremea în care existau Adam și Eva mai erau și alți oameni. If Genesis 2 is coming later than Genesis 1, there may be other people around that God has created in His image. Dar dacă Geneza 2 urmează în secvență cu Geneza 1, trebuie să mai fi existat și alți oameni. In that case, Adam and Eve are chosen out from among them. În cazul acesta, Adam și Eva au fost aleși dintre toți oamenii care existau. But maybe the text isn't suggesting that. Dar poate că textul nu sugerează neapărat asta. I'll leave that up in the air for you to work through. Vă las pe voi, fără să dau un răspuns definitiv și voi să vă dați răspuns. If there are other people around besides Adam and Eve, it would explain some problem passages. Dacă ar mai exista și alți oameni pe lângă Adam și Eva, atunci situația asta ne dă un răspuns la niște texte problematice. Who's Cain married? Cu cine s-a căsătorit, de exemplu, Cain? Is he kissing his sister? Își săruta sora?
Who is Cain afraid will kill him when he's driven away from God's presence? Când este izgonit din prezența lui Dumnezeu, de cine se temea Cain că urma să fie omorât? Who does Cain build a city for? Pentru cine a construit Cain o cetate? If there are other people around, it gives us a good answer to those questions. Dacă mai existau și alți oameni pe lângă Adam și Eva, avem șansa unui răspuns mai bun. If there aren't, well then we say that he married his sister. Dacă n-ar mai fi, atunci trebuie să spunem s-a căsătorit cu sora sa. He's afraid mom and dad will really kill him. Și se temea că părinții îl vor căpăși bine. Sau frații lui. And he builds a city for he and his three best friends. Și a construit o cetate pentru el și cei trei prieteni mai buni. Now we do our best to try to make the text work. Trebuie să ne străduim cumva să răspundem, ca să dăm sens textului. But if Genesis 1 is talking about a larger group of people that God created in His image. Dacă textul din Geneza 1 vorbește însă despre crearea unui grup mare de oameni, and Adam and Eve are chosen from among them. Dintre care Adam și Eva sunt nominalizați, aleși. It would certainly solve some of these problems. Cu siguranță aceste probleme, unele dintre ele ar fi rezolvate. Of course, it has its own problems. Dar rămân problemele proprii. But Adam and Eve are chosen for a priestly role. Adam și Eva cred că au fost aleși pentru un rol preoțesc. Genesis 2:15 tells us that. În Geneza 2:15 citim așa. The two Hebrew verbs are avad and shamar. Cele două verbe folosite în ebreiește sunt avad și shamar. And they're sometimes translated serve and keep. Și uneori sunt traduse cu a sluji și a păzi. A păstra. The first verb, avad, has been used already in the passage. Termenul acesta, avad, a mai fost folosit deja în pasaj. It was up in verses 5 and 6. L-am găsit în versetul 5 și 6. Where it says there was no man to work the ground. Nu exista încă, spune acolo, om care să lucreze. So that sounds like agricultural type of work. Un fel de activități de tip agricol. Because of that, people have often read Genesis 2:15 as if it refers to Adam's landscaping work in the garden. De aceea mulți interpretează 2:15 ca și cum Adam trebuia să amenajeze grădina, să arate bine, facă operații de landscaping, cum se zice astăzi. And if we only had this verb, it might make sense to go that direction. Dacă ar fi fost numai acest verb, poate că avea sens o astfel de interpretare. So we also have the verb shamar, to keep. Dar mai avem și verbul shamar, că Onescu traduce cu apăzit. That doesn't work so easily with landscaping and gardening. Asta nu se potrivește prea bine cu grădinăritul, cu landscaping și alte lucruri. But we find that both of these verbs are used in a different way throughout the Pentateuch. Constatăm însă că cele două verbe sunt folosite în feluri diferite pe parcursul Pentateucului. They refer to priestly roles. Ele se referă la funcția preoțească. The priests serve, work in sacred space. Preoții slujesc, lucrează într-un spațiu sacru. The priests preserve and guard sacred space. Preoții au rolul de a păzi spațiul sacru. Once we understand that the garden is indeed sacred space. Dacă ajungem să înțelegem că grădina este într-adevăr un spațiu sacru. Then for Adam to serve and keep the garden. Ca Adam să slujească și să păzească grădina. It suggests that he is given a priestly role. Sugerează că a primit un rol preoțesc într-un spațiu sacru. Now he's given that role before Eve comes along. El primește acest rol înainte ca să apară Eva. Remember that right after this it says that it's not good for man to be alone. Right after? Yes, right after. Chiar imediat după această afirmație se face o alta care spune că nu e bine ca omul bărbatul să fie singur. Sometimes we think that that refers to reproduction, being fruitful and multiplying. De multe ori credem că aceasta se referă la capacitatea omului de a se reproduce și a asculta porunca fii roditor, înmulțește-te. In which case it would not be good for man to be alone. În cazul ăla, într-adevăr, n-ar fi bine ca omul să fie singur. But it can't be that. Dar nu poate să fie această explicație valabilă. Because he goes looking among the animals. Pentru că începe să se uite la animale. That's not going to work. Și nu prea merge.
He needs a helper for his sacred task. El are nevoie de un ajutor pentru a-și îndeplini această datorie sacră. He's been given this role and it's not good for him to have to carry out this role alone. A primit această funcție și nu este bine ca el să-și o îndeplinească singur. The animals are not going to help him care for sacred space. Animalele nu puteau ajuta să se îngrijească de spațiul sacru. But Eve is given that role. Dar Evei îi se acordă această slujire, funcție. We should be careful to understand that when it says that she is a helper, that does not mean that she's inferior. Trebuie să avem grijă să nu cumva să citim în funcția pe care o primește femeia ca ajutor potrivit o calitate de ființă inferioară. The one most frequently described as a helper in the Bible is God. Cel care este cel mai frecvent descris în calitate de ajutor este Dumnezeu însuși în Biblie. So she can't be inferior because of that. Pentru că femeia este numită ajutor, asta nu o face cu nimic inferioară. But likewise, it doesn't mean that she's God. Dar nici nu că nu este asemenea lui Dumnezeu sau Dumnezeu însuși. Helper typically refers to someone who is an ally. Ajutor înseamnă a fi un aliat. And that's what we have here. Și exact asta avem aici. So they are allies in this sacred task. Bărbatul și femeia, Adam și Eva, sunt aliați pentru îndeplinirea acestei îndatoriri sacre. They have been chosen for this task. Ei au fost aleși pentru această slujbă. Just as Abraham is chosen. Așa cum este ales Avram. And Jacob is chosen. Și Avram și Iacob este ales. David is chosen. David este ales. We are chosen. Noi suntem aleși. God is one who chooses people to be involved in the Dumnezeu este cel care alege oameni ca să implice în lucrarea lui. In his kingdom work. În lucrarea din împărăție. Now, as human priests, they are representatives of all human beings. Ca preoți, ei sunt reprezentativi pentru toată umanitatea. If there are other human beings at that time, Adam and Eve represent them in the garden. Dacă mai erau și alți oameni în contemporan cu Adam și Eva, Adam îi reprezenta pe ceilalți oameni în grădină. If there are not human beings at that time, they represent all those who come after. Dacă nu erau oameni în vremea aceea, alții decât el, Adam îi reprezintă pe toți cei care urmau să vină. And what they do in the garden, their choices. Și ce urmează să facă ei în grădină? Care sunt opțiunile? Are going to have an impact on all of us. Acele opțiuni ale lor urmează să aibă impact asupra oamenilor care vor urma. Which of course is exactly the way that Paul unpacks it in the New Testament. Este exact modul în care Pavel privește la această realitate în Noul Testament. So through the bad choice they made to take from the tree of wisdom. Prin alegerea greșită pe care ei o exprimă de a mânca din rodul pomului aceluia. The disorder of sin entered through them and permeated the cosmos. Dezordinea adusă de păcat a intrat în cosmos. In this way, all human beings were infected. Și în felul acesta, toate ființele umane au fost infectate de păcat. Think of Chernobyl. Gândiți-vă la Chernobyl. Someone made a mistake. Unii oameni au făcut o greșeală. And everyone was impacted by it all și around. Și impactul greșelii lor s-a simțit peste tot, în jurul celorlalți, peste toți oamenii din jurul Chernobyl. All the people were radiated. Toți oamenii au fost iradiați. And people still born in that region are irradiated. Și încă mai sunt iradiați oamenii care se nasc în acea zonă. And creation groans because of all of that land is irradiated. Și creația însăși suferă durerile nașterii pentru că a fost iradiată. That impact has nothing to do with genetics. Impactul acela nu are nimic de a face cu genetica. It has to do with the outside force of radiation which someone let in. Și are de a face cu forța aceasta a iradierii pe care cineva a scăpat-o de sub control. And so it came to them all, and sin comes to us all. Tot la fel și păcatul a venit asupra noastră tuturor. I just like that picture. Am pus, yeah. Îmi place imaginea asta, tăiată așa, pe la jumătate. So let's try to sum up with archetypes here. Să sumarizăm acum discuția despre archetipuri. If the details of the making or forming apply to archetypes, dacă detaliile despre relatarea afacerii omului se aplică la archetipuri, then we have no information in the Bible about the forming of the individual. Atunci, în Biblie nu găsim informații cu privire la
relatarea facerii materiale a omului. I know this is difficult for us to think through. Știu că vă vine greu să acceptați lucrul ăsta. I'm just trying to follow what the text says. Eu mă străduiesc să urmăresc ce spune textul. We have to try to understand clearly what claims it is making. Trebuie să ne străduim să înțelegem ce afirmații face textul. Again, I want to remind you that archetypal identity does not negate the existence of the individual. Subliniez din nou că identitatea arhetipală nu neagă existența acestor indivizi cu numele Adam și Eva. Adam and Eve are treated as at least Adam is treated as an individual in the genealogies. Adam este tratat ca un individ care a existat, o persoană de sine stătoare, vezi genealogiile. Adam and Eve are seen by Paul as individuals making a choice in history. Adam și Eva sunt considerați de Pavel persoane care au trăit în istorie și care au avut opțiuni. So I certainly believe that Adam and Eve are historical people in the real past. Și eu cred că Adam și Eva au fost persoane care au trăit cândva în trecut, trecutul istoric. But that is separate from the question of whether they are the first people or the only people. Dar e o altă problemă distinctă de întrebarea dacă ei au fost singuri oameni, în vremea aceea. It doesn't address the question of their material origins. Nu se spune nimic în această relatare despre originea materială a lor. Those are separate issues. Acestea sunt întrebări distincte. The appropriate question is not, is this what really happened about the proposition back in point? Întrebarea adecvată cu privire la textul din Geneza 2 nu este dacă aceasta s-a întâmplat cu adevărat. But rather, is this what people really are? Ci mai degrabă, oare în aceasta înseamnă să fii om cu adevărat? Mortal and gendered. Adică să fii muritor și să existe două genuri. The message of Genesis archetypes then is that humankind was created with mortal bodies. Dacă înțelegem mesajul Genezei ca vorbind despre arhetipuri, atunci umanitatea a fost creată cu trupuri care mor, muritoare. We are dust, always have been. Întotdeauna am fost și asta suntem sărână. Humankind is provisioned by God. Umanitatea, Dumnezeu poartă de grijă umanității prin grădină. That's against the ancient world where they believed humans provided for God. Asta contrar mentalității existente în lumea antică, unde oamenilor le revenea datoria de a se îngriji de zei. Humankind is given the role of serving in sacred space, which implies relationship with God. Umanitatea primește rolul de a sluji într-un spațiu sacru, care presupune relația cu Dumnezeu. He made this house his home. He inhabited it, rested in it. Dumnezeu a invited us in. Această casă a transformat-o într-un cămin și apoi ne-a invitat pe noi înăuntru. Humankind was divided into male and female, and so would seek out new family relationships. Umanitatea a fost împărțită în persoane de gen masculin și persoane de gen feminin. Fapt care presupune că cele două tipuri de genuri vor căuta să intre într-o relație de tip familiar. These are important theological and spiritual issues. Acestea sunt chestiuni foarte importante de ordin spiritual și teologic. It's not a minor thing that the text should focus on them. Nu este un lucru minor faptul că textul le acordă atenție, spune exact contrariu. And we miss them potentially if we only think about the text in scientific terms. Dacă ne uităm la acest text numai dintr-o perspectivă științifică, s-ar putea să le pierdem totul, din vedere. So when we talk about material origins, if Genesis 2 has an archetypal focus, then there is no biblical account of material human origins. Cu privire la originea materială a umanității, putem spune următoarele. Dacă Geneza 2 are o atenție asupra arhetipurilor, înseamnă că în Biblie nu există o relatare despre originea materială a umanității. If the Bible makes no such claims. Dacă Biblia nu face nu ridică pretenții cu privire la această realitate. It cannot conflict with the claims of science. Atunci nu poate intra în conflict cu ce afirmă știința despre acest subiect.
ați reușit să o degustați. That doesn't mean that common descent or evolution are true. Ea nu înseamnă common descent or evolution. Că evoluția este adevărată, deschiderea dintr-un common descent, ca dintr-un că provenim cu toții dintr-un singur strămoș, human or animal, right? Animale sau oameni, deopotrivă. Would only say that the Bible does not offer a claim or a position. Ci doar spune că Scriptura nu oferă niciun fel de relatare cu privire la această realitate. Please understand that if someone decided that they thought evolution was a persuasive science. Dacă cineva consideră că teoria evoluționistă este știință adevărată. If they were Christian, they would have to conclude that evolution was a process guided by God. În calitate de creștin, ei ar trebui să adauge acolo și faptul că procesul evoluției a fost coordonat de Dumnezeu. I'm not promoting that kind of position. Eu nu zic că așa ceva ar fi corect, nu promovez o astfel de gândire. But it's not like the atheists or the communists told us. Dar nu este asemenea învățăturilor date de comuniști sau de ateiști. That evolution means there is no God. Că evoluția presupune în mod obligatoriu lipsa, inexistența lui Dumnezeu. Many people in this world have been persuaded that evolution has some worth or value as a theory. Mulți oameni din lume au ajuns la concluzia că evoluționismul, ca teorie științifică, are valoare ei. But as Christians, they believe that that is a process fully guided by God. Dar în calitate de creștini, au atașat acolo faptul că e un proces călăuzit în deplin de Dumnezeu. I'm not trying to promote that position. Eu nu încerc aici să promovez această înțelegere. We need to realize that some people find themselves persuaded in this way. Dar trebuie să realizăm că sunt oameni care sunt convinși de aceste lucruri. And I ask myself the question, does that mean that they have rejected the Bible? Și atunci îmi pun întrebarea, oare aceasta înseamnă că ei au respins Biblia? Does it mean that they've rejected God? Că sunt atei acum, l-au respins pe Dumnezeu. And it does not necessarily mean that. Și nu înseamnă cu necesitate acest lucru. If the Bible does not offer an alternative view of material origins, dacă oferă o relatare, să zicem, autorizată cu privire la originea materială a lumii, then an evolutionary model cannot contradict it. Atunci, teoria evoluționistă nu poate intra în conflict cu ceva ce Biblia nu afirmă. This is not because I accept evolution. Și spun asta nu pentru că eu cred în evoluționism. I just want to be fair to my fellow believers. Vreau să fiu doar just cu credincioșii frații mei care cred altfel decât mine. Godless people are going to choose an evolutionary model. Oamenii necredincioși vor alege modelul evoluționist. Because then they think they can move along with no God in the picture. Pentru că asta îi împlinește pe ei, fără să mai aibă pe Dumnezeu în imagine. Îl scot afară și au rezolvat problema. That does not mean that evolutionary theory must be godless. Aceasta nu înseamnă că teoria evoluționistă trebuie să fie lipsită de Dumnezeu, ateistă. I know many fine Christians who I respect as Christians and as scientists. Să cunosc creștini pe care îi respect în calitatea lor de creștini și de oameni de știință. Who accept evolution, but have not rejected their faith in the Bible. Care au acceptat teoria evoluționistă fără să îl respingă pe Dumnezeu și Biblia. Well, I am not going to tell them that they are less Christian than I am. Și eu nu sunt dornic să le spun că ei sunt mai puțin creștini decât mine. Because they can interpret the Bible very legitimately. Pentru că pot interpreta cu legitimitate Scriptura without viewing it as contradicting evolutionary theory. Fără a o considera că ea contrazice în vreun fel teoria științifică a evoluționismului. So I want to embrace them as brothers and sisters in Christ. Eu vreau să-i îmbrățișez și pe ei ca frați și surori în Domnul. Rather than spit on the ground and tell them that they have no part in the kingdom. În loc să le spui în față și să zic, voi n-aveți nicio parte în împărăție. The church needs a bigger view. Biserica are nevoie de o perspectivă mai cuprinzătoare.
God and his people are going to suggest that evolution is a purposeless mechanism. Oamenii necredincioși vor pretinde că evoluționismul, evoluția este un progres un lipsit de scop. But that is not inherently true of evolution. Dar nu întotdeauna lucrul nu este adevărat în mod inerent lucrul acesta despre evoluționism. There are Christians who do and can see it as guided by God. Există creștini care cred și pot să explice că acest proces este cu scop, călăuzit de Dumnezeu. Again, I am not here to promote a science. Eu aici nu sunt în calitate de om de știință să promovez o teorie științifică. But we have to be careful to see if we are interpreting scripture well. Dar noi avem datoria să avem grijă că interpretăm corect Scriptura. Before we start cutting off other Christians. Înainte să ne apucăm să ne tăiem unii pe alții. Suggesting that they have accepted something that să izolăm pe creștini, mai ales pe aceia care au acceptat teorii care contrazic Biblia. Let's be sure what the Bible says and what it doesn't say. Vreau să vă recomand să ne asigurăm că înțelegem ce spune Biblia. There are certainly some very specific special acts of God's creation. Cu siguranță există that there certainly are special direct creative works of God. Există lucrări creative speciale și realizate în mod direct de Dumnezeu. Beyond anything that evolution can explain. Care trec dincolo de capacitatea teoriei evoluționiste de a le explica. We are endowed by God with his image. Noi suntem dotați cu imaginea, cu chipul lui Dumnezeu. That cannot evolve. Și aceea n-are cum să evolueze. We are spiritual beings. Noi suntem ființe spirituale. There is something of us that survives the death of the biological organism. Există ceva în noi care supraviețuiește morții biologice a trupului. That cannot evolve. Și aceea nu poate să evolueze. The roles that God has given us in this world. Rolurile pe care Dumnezeu ni le-a dat în această lume. Cannot evolve. Nu pot să evolueze. Evolution could never have the whole picture. Evoluționismul nu poate niciodată să aibă tabloul întreg. This is important to us in conclusion. În concluzie, este important pentru noi. It's important to us so that we can minister effectively to those around us. Să slujim cu eficiență celor din jurul nostru. There are plenty of people in the sciences who are people of faith. Sunt destul de mulți oameni în domeniul științific, oameni ai credinței. And as people of faith, they often feel marginalized in their guild, in their workplace. Adesea ei sunt marginalizați în breazna în care ei lucrează. And then they come to into their church. Când ajung să intre în biserică. Hoping to find support and love. Sperând că vor găsi acolo sprijin, dragoste. And instead, we reject them because they have accepted something like evolution. Se întâlnesc cu respingerea noastră pentru că au acceptat ceva de neacceptat. So, brothers and sisters, that we should be encouraging and supporting are cut off from us. Și frații surori care ar trebui să primească de la noi încurajare și sprijin sunt puși la margine, eliminați. We hold their decisions against them. Noi le imputăm deciziile pe care le-au luat. That should not be the case. N-ar trebui să fie așa. They are brothers and sisters. Și ei sunt frați și surori în Domnul. Even if they come to scientific conclusions that are different from ours. Chiar dacă au ajuns la niște concluzii științifice diferite de ale noastre. Secondly, în al doilea rând, our evangelism is hindered because of this. Făcând așa, evangelizarea este împiedicată. Many people that you know from outside this place. Mulți oameni pe care îi cunoașteți, care nu fac parte din această comunitate, are intrigued about the claims of Christ. Sunt intrigați de pretențiile, de afirmațiile pe care le face Hristos. But they have accepted evolutionary theory. Dar au acceptat teoria evoluționistă. And they've gained the impression that if
they accept Christ, they will have to throw the brains away. Da, primind cumva, au ajuns cumva să înțeleagă că în momentul în care îl primesc pe Hristos, ar trebui să-și arunce și creierul. They will have to let go of scientific conclusions that they believe are very compelling. Și ar trebui să renunțe la niște concluzii științifice la care, de care au fost pe deplin convinși. Are we going to prevent their movement toward Christ? Suntem noi dispuși să împiedicăm să se apropie de Hristos pe acești oameni? By putting these impediments in their way? Ridicând tot felul de obstacole în drumul lor? Are we going to welcome them? Sau suntem dispuși să-i primim? And tell them, don't worry about that. Și să le spunem, nu mai îngrijorați despre chestiile alea. Third and last. A treia concluzie și ultima. This is true in the States. I don't know if it's true here. E adevărat în Statele Unite, nu știu dacă și aici. We have many young people who are raised in the church. Dar avem mulți tineri care au crescut în comunitatea bisericii. They are told as church people, as people of faith, that they have made a decision for the Bible and against science. Și ajung să ne spună că ei au decis să accepte Biblia și să respingă știința. And then they go away to university. Și apoi ajung la universități. They are confronted with the complexity and the persuasiveness of some of the science. Și ajung să se confrunte cu complexitatea științelor și cu capacitatea de a fi convingătoare a acestor teorii. And they find it compelling. Și le găsesc persuasive. And so they accept the science and decide that must mean that they are rejecting the Bible. Acceptă interpretarea științifică și ei cred că asta înseamnă, dacă au făcut gestul acesta, să respingă Biblia. Because they've been given too simplistic or naive understanding of the Bible. Pentru că au primit o interpretare simplistă, naivă cu privire la Biblie. We are losing many of our young people from the church. Și noi, în felul acesta, îi pierdem pe mulți dintre tinerii din biserică. That's not a good reason. Acesta nu e un motiv prea bun ca să-i pierdem. We've created an artificial choice. Am creat o opțiune artificială. Again, I'm not suggesting that you ought to change your mind about science. Eu nu sugerez că ar trebui să răzgândești cu privire la știință. I'm not even trying to persuade you to accept my view of Genesis. Nici măcar nu îndrăznesc să vă conving să preluați convingerile mele cu privire la Geneza. But at the very least, I hope that I've persuaded you. Cel puțin sper că am reușit să vă conving. That we should have a different attitude about this issue. Că ar trebui să avem cel puțin o atitudine diferită față de această chestiune. Because I think in doing so, we can better be God's people in this world. Pentru că făcând așa, cred că putem fi poporul lui Dumnezeu de o manieră mai înțeleaptă în această lume. We've been told that it's a war between science and faith. Ni s-a spus că știința și credința sunt în război total. And I would like to suggest to you that the war should be over. Dar eu doar atât vreau să sugerez că acest război ar trebui să oprească. Thank you. Vă mulțumesc.